Ziua Mondială pentru Combaterea Bolii Alzheimer este marcată la nivel mondial pe 21 septembrie. Lansată de către Federația Internațională pentru Alzheimer în 1994 cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, ziua Mondială pentru Combaterea Bolii Alzheimer este motivată de necesitatea de a face cunoscută această boală pentru a opri stigmatizarea persoanelor afectate de ea. O avem acum alături de noi pe doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar, medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Doamna doctor, spuneți-ne ce este boala Alzheimer, cum se manifestă aceasta? Boala Alzheimer este o afecțiune neurodegenerativă, lent progresivă, ireversibilă însă, caracterizată printr-o deteriorare cognitivă globală. Este numele unei boli a creierului, care are ca principală caracteristică distrugerea treptată a memoriei, a capacității de a gândi și de a folosi limbajul, cu afectarea progresivă a funcționării în viața de zi cu zi, mergând până la pierderea capacității de a face chiar și cele mai simple lucruri. Care sunt simptomele bolii Alzheimer? Putem recunoaște din timp că boala începe să se instaleze? În mod frecvent, o persoană cu boala Alzheimer prezintă ca prim simptom în stadiile incipiente ale afecțiunii dificultate de a-și aminti conversații, evenimente și acțiuni recente efectuate sau dememorare ale informațiilor nou achiziționate, adică vorbim despre pierderea memoriei recente. Odată cu progresul bolii, apar și alte simptome. Dezorientare în timp și spațiu. Am avut pacientă care a uitat adresa pentru a merge acasă la domiciliu. Turburarea dispoziției. Comportament depresie, apatie sau agresivitate, atacuri de panică nejustificată, dificultăți de vorbire, deglutiție și chiar de menținere a posturii în Trebuie să mai știți că anumite abilități dobândite pe parcursul vieții, cum sunt cititul, cântatul, dansatul, de senatul, memoria îndepărtată cu amintiri din copilărie se mențin până în ultimele faze ale bolii, asta pentru că sunt controlate de zone ale creierului care sunt afectate mai târziu în evoluția demenței Alzheimer. Care sunt cauzele care duc la instalarea acestei boli? Pentru moment cauza rămâne necunoscută, însă putem vorbi de o serie de factori de risc care conduc la declanșarea acesteia despre vârsta înaintată, istoricul familial, hipertensiune arterială, diabetul, dislipidemia, obezitatea, traumatismele craniocerebrale din copilărie, sindromul Down, expunerea la anumite substanțe toxice și radiații, chiar și educația precară. Femeile sau bărbații, tinerii sau bătrânii, cine sunt cei mai afectați de boala Alzheimer? Boala poate debuta oricând, însă în majoritatea cazurilor acest lucru se petrece după vârsta de 65 de ani, raportul femei- bărbați fiind de aproximativ 2 la 1. Aproape 10% dintre persoanele trecute de vârsta de 70 de ani prezintă tulburări de memorie semnificative, mai mult de jumătate dintre aceștia având drept cauză boala Alzheimer. Putem vorbi de boală ereditară? Dacă bunica a avut boala Alzheimer, atunci înseamnă că și nepoții o pot avea? Dacă cineva dintre rudele noastre de sânge apropiate a avut boala Alzheimer, nu înseamnă neapărat că vor avea și ceilalți. Totuși, oamenii de știință atrag atenția că în familiile în care sunt cazuri de boală Alzheimer cu debut timpuriu, adică înainte de 65 de ani, ar exista mutații genetice care transmit moștenitorilor o vulnerabilitate la boală, crescând probabilitatea ca aceștia să facă la rândul lor boala. Cum se pune diagnosticul de boală Alzheimer? Diagnosticul de Alzheimer este în principal un diagnostic de excludere. Stabilirea acestuia necesită o evaluare medicală amănunțită și multidisciplinară care să cuprindă anamneza atentă, o examinare corectă a statusului mental, o examinare clinică generală și neurologică, un examen psihiatric și evaluare cognitivă, precum și analize de laborator și investigații paraclinice și imagistice. Examenele paraclinice sunt extrem de utile în excluderea altor cauze de demențe. S-a pus diagnosticul de Alzheimer. Există un tratament al acestei boli? Din păcate, nu există un tratament care să permită vindecarea bolii. Se regăsesc însă mijloace terapeutice ce pot crește calitatea vieții și pot menține starea de activitate a persoanei. Un rol important îl joacă aici controlul simptomelor secundare bolii. Alzheimer, cum ar fi depresia, agitația, agresivitatea, alucinațiile, turbările de somn. Trebuie avută mare grijă tratate acestea ca să nu amplifice boala principală. Este o boală grea, după cum am aflat, putem să o prevenim? Se estimează că anumite atitudini ar putea contribui la reducerea riscului de apariție sau la încetinirea progresiei acestei afecțiuni, Așa că este indicată activitatea fizică, dar și intelectuală, învățarea unei limbi străine noi, învățarea de a cânta la un instrument muzical, memorarea zilnei ca unei pagini dintr-o carte, implicarea în acțiuni caritabile care să solicite atât intelectual cât și social, alături de un stil de viață sănătos, consum de fructe, legume, pește, uleiuri bogate în omega-3. Controlul factorilor de risc, respectarea orelor de somn, toate acestea ajută la prevenirea sau întârzierea instalării bolii Alzheimer. Vă mulțumim tare mult pentru aceste informații. Stimați ascultători, a fost alături de noi doamna doctor Nicoleta Dimitriu, medic primar medicină de familie și manager de dezvoltare în cadrul Spitalului Providența al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Pentru informații și programări puteți suna la numerele de telefon 0232 241 271 sau 0730 230 030. Puteți trimite mesaj pe WhatsApp la 0745 375-427 sau vă puteți prezenta la sediul spitalului din șoseaua Nicolina, numărul 115, Capăt Cug, orașul Iași.